Dacă ai putea intra în prezența lui Dumnezeu cu prețul vieții tale, nu ar mai fi fost nevoie ca Hristos să plătească cu prețul vieții lui. Asta este esența Evangheliei. Esența Evangheliei nu este despre faptul că tu trebuie să-ți dai viața pentru Dumnezeu. Că tu trebuie să-ți dai viața pentru Hristos. Esența Evangheliei este că Hristos și-a dat viața pentru tine. Și dându-și viața pe cruce pentru tine, ți-a dat viață veșnică. S-ar putea ca într-o zi să-ți ceară viața ca și jertfă. S-ar putea ca într-o zi să fii chemat ca să fii martir pentru credința ta, pentru Mântuitorul tău. Dar acel act de martiraj are valoare pentru că viața ta este una răscumpărată în viața și moartea Domnului Iisus Hristos. Nu pentru că îți poți plăti intrarea la cer. Nu pentru că poți merita să te duci cu Hristos.